iubiți părinți și iubiți credincioși, a fost o seară provocatoare, deosebit de importantă pentru mine personal și în fiecare în parte. Ca student în anii 76-80 și apoi ca doctorand, profesorii mei care au cunoscut personalitatea marelui Nichifor Crainic, l-au avut cel mai des pe buzele lor. Se vorbea despre Nichifor Crainic ca despre un mit care ar trebui să continue să existe în conștiința românească. Nu se putea spune atât de tare, pentru că în vremea aceea era încă interzis. Dar mi-a rămas imprimat în minte numele și mesajul operei marelui Nichifor Crainic. De aceea, iată, îl redescoperim și îl aducem în actualitate. Atât de frumos a prezentat domnul profesor Florin Duțu, atât de interesant a fost dialogul cu fiica, atât de bogate sunt cărțile reeditate, amintite de domnul Marcel Bouroș și, sigur, ascetica și mistica trebuie să continue. Neoficial, m-am ocupat și oficial de teologia dogmatică în care am atins și ascetica și mistica, dar pentru că este o nouă provocare, în anul viitor voi face un curs special de ascetică și mistică pe această coordonată a gândirii lui Nichifor Crainic. De aceea consider că seara aceasta este un moment special și n-am venit întâmplător aici. Domnul profesor Gheorghe Anghelescu este un scor monitor în sensul bun. De fiecare dată a venit cu mai multe teme, cu mai multe personalități și iată și aici și la universitate s-au susținut teme de importanță mare pentru spiritualitatea, istoria și demnitatea neamului nostru. Așteptăm conferința de mâine. Copleșitor a fost și domnul Cușa, un om care are această luciditate și foarte clară penetrare a cuvântului său și nu lipsește de la nicio întâlnire. Aceasta e tinerețea sa, o tinerețe reală pe care trebuie să ne însușim și noi. Vă mulțumim! Te rugăm!